aici la Catedrala Mitropolitană din Iași să fac ultimele pregătiri pentru slujba specială de înviere ce va avea loc la miezul nopții. Atunci înalt preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va împărți lumină credincioșilor, lumină adusă de la Ierusalim. Mii de persoane sunt așteptate la slujba care va începe peste doar câteva ore. Printre cei prezenți se va afla într-adevăr și familia regală, Majestatea sa Margareta, custodele coroanei, și alteța sa regală, Principele Radu. Este de altfel pentru prima dată în noaptea de înviere când familia regală se află la Iași și este musafirul înalt preasfințitului Teofan. Vizita familiei regale la Iași în noaptea de Paște este un gest simbolic. În 1918, regele Ferdinand și regina Maria au petrecut Paștele tot la Iași, pe atunci capitală de război a României.